Bun găsit din nou la Portret de Actor. Suntem împreună cu Cristi Nacșu, actor al Teatrului Stella Popescu, care în această perioadă poate fi văzut pe scenele bucureștene, în mod special în două titluri. John din Coc de Mike Bartlett și Elia Bar din Hoțul de Mărgăritare de Valeriu Anania. Două roluri foarte diferite. Să începem cu cel mai recent, din iarna anului 2023. Poți fi văzut în John, în Coc de Mike Bartlett, pe diverse scene bucureștene. Da. În această montare nouă, alături de Tudor Cucu Dumitrescu. Cum a fost să intri într-un astfel de rol? În primul rând, bine v-am găsit. Mă bucur că ne-am întâlnit să vorbim despre cultură, despre teatru. Și ca să revin la spectacolul Coc, e un spectacol minunat. Mie îmi place foarte mult. Mă bucur să joc alături de colegii mei. Tudor este un actor foarte bun, un partener de scenă minunat, precum și Ioana, cât și Cătălin. Cum a fost? Complicat, dar în același timp foarte frumos, pentru că orice spectacol pentru mine este o călătorie care nu se sfârșește. Pentru că mereu găsești lucruri noi la personajul tău și pentru că este viu, spectacolul mereu trebuie să cauți. Este un rol care ți-a venit ușor sau ai avut mai multe nevoie de îndrumare regizorală? A trebuit să... a durat mai mult, să spunem, înțelegerea acestui text, pentru ca să le spunem celor care ne privesc, este o poveste specială, o poveste despre... Da, este o poveste, povestea lui John, care se află într-o relație, are o relație cu partenerul lui, personajul lui Tudor, și apoi se îndrăgostește de o femeie. Și de acolo începe, practic, căutarea personajului. De acolo începe frământarea lui internă. A fost destul de complicat la început, dar Horatiu m-a ajutat foarte mult să descoper personajul. S-a creat o relație de prietenie și, în același timp, de sprijin foarte puternică. Și asta, cred că, este rețeta pentru a descoperi orice personaj. De fiecare dată e complicat să găsești drumul spre personaj, dar cred că de asta suntem actori, nu? Să descoperim în noi, să luăm din societate lucruri, să le îmbinăm și să găsim soluția pentru a juca bine, pentru a transpune ceea ce trebuie. Ce ai spune publicului? Ce tip de public crezi că s-ar bucura mai mult să vadă această piesă? Cred că acest spectacol este destinat tuturor categoriilor de vârstă, dar în principal, da, tinerilor. Pentru că în ziua de astăzi ei sunt foarte curajoși, în ziua de astăzi ei caută să se descopere pe ei înșiși și asta este cel mai important, nu? Să ne dăm seama cine suntem de fapt. Spectacolul ăsta este un prilej de a vedea și altfel lucrurile, de a se face pe ei înșiși înțeleși și de a avea mai mult curaj să-și asculte inima, poate să îmbine ce le spune rațiunea cât și zona afectivă. Dar este un spectacol despre un subiect controversat, despre un subiect, da, foarte la modă, iar această derută a generației din care până la urmă încă faci parte, nu? Da, într-un fel încă fac parte. Încă faci parte, are nevoie de îndrumare și iată că o astfel de îndrumare poate veni și prin limbajul teatral. Bineînțeles, cred că întotdeauna teatrul te poate ajuta, te poate face să descoperi niște lucruri în tine, cât și să-ți dai seama cum te poți exprima tu în societate. Și nu în ultimul rând să-ți dai seama că nu trebuie să fii într-un fel sau altul, ci trebuie să fii tu însuți. Căutați pe scenele bucureștene și pe site-ul teatrului Stella Popescu spectacolul Coc de Mike Bartlett. Într-adevăr, este surprinzător, un spectacol foarte plăcut, o comedie, un spectacol de la care se pleacă cu zâmbetul pe buze. Și veți descoperi alături de Tudor Cucu Dumitrescu pe Cristi Nacșu, pe Ioana Nicolae, pe Cătălin Frăsinescu, jucând în acest spectacol extrem de interesant, de provocator și totuși de relaxant. Pe de altă parte, un alt rol în care poți fi văzut în această perioadă este în cu tot o altă zonă, Elia Bar din Hoțul de Mărgăritare. Da. Cum ai receptat acest text în regia Maliei Ciolan? Ei bine, într-adevăr, aceste două spectacole sunt într-un fel în
antiteză, se află într-un fel în antiteză, pentru că Hoțul de Mărgăritare este un text după Valeriu Anania, este într-un fel un text religios, atâta timp cât îl privești ca atare, dar... Un text pe o temă religioasă. Da, pe o temă religioasă, da. Dar sunt foarte mulți tineri care au venit și au descoperit că povestea lui Eliabar, fiul risipitor, este actuală? Este actuală, da, exact. Și într-un fel, dacă stăm să ne gândim, el pleacă să descopere noul, noutatea, și până la urmă se întoarce acasă și își dă seama că trebuie să-și ceară scuze, să se căiască și că familia este foarte importantă. Coq, pe de altă parte, este un spectacol în care personajul principal este într-o căutare constantă, dar niciodată nu are curaj. John nu are curaj, dar Eliabar are curaj. John se teme să facă greșeli, Eliabar se duce, le face și își dă seama că trebuie să învețe din greșeli și că trebuie să se întoarcă acasă la tatălui. De-aia personajele sunt atât de frumoase, pentru că dacă la Eliabar a trebuit să-mi dau seama de bucuria tinereții în care făceam greșeli și îmi dădeam seama că pot să le repar sau că am de învățat din ele, la John trebuia să-mi stăpânesc această capacitate de a lua o decizie. Și de fiecare dată tot ceea ce John, personajul, tot ceea ce îi se întâmplă, el conține foarte mult și tot ceea ce fac celelalte personaje în jurul lui reprezintă de fapt acțiunea. El este pur și simplu un perete la care toți ceilalți joacă de tenis. Dar Eliabar este cel care stârnește toate acțiunile în Hoțul de Mărgăritare. Într-adevăr, două personaje numai aparent opuse. În ce spectacole mai joacă Cristi Neamșu acum la Teatru Stella Popescu? Sunt niște spectacole de copii? Da, și spectacole de copii, cum ar fi Lampio, în regia tot a lui Horațiu, Tony Adam, care joc alături de colegii mei și este un spectacol minunat și foarte frumos, în care ne bucurăm de fiecare dată. Revolta Poveștilor, un alt spectacol pentru copii, care este minunat și care învață pe copii că trebuie să citească, ceea ce este foarte important în viața de zi cu zi și în zilele noastre. Copiii nu mai citesc. Se duc spre tehnologie, ceea ce este normal, dar uită de lectură. Uită de citit, nu mai citesc cu voce tare, nu mai sunt capabil să se concentreze, pentru că cititul ne ajută să ne și concentrăm, să ne punem ordine în gânduri. Și asta este foarte important, iar Revolta Poveștilor ne ajută să... Pentru că am ajuns întâmplător la subiectul cititului, aș face așa o mică paranteză. Pregătiți un spectacol de poezie la Teatrul Stella Popescu spre finalul lunii martie. Vorbeam și cu colegii tăi. E neobișnuit să spui poezie pe scena de teatru. Ce înseamnă poezia pentru Cristi Neamșu? Imediat zic ce înseamnă, dar vreau să zic că este neobișnuit, dar în același timp necesar. Pentru că vorbeam despre citit, da. Vorbim și despre poezie. Înseamnă mai mult decât poezia pe care a spus-o la admitere? Da, mult mai mult. Poeziile pe care le-am spus la admitere erau prima foaie a cărții în care noi trăim, a poveștii noastre de actori. Era prima foaie, prefața noastră ca și actori, iar acum, după ce am acumulat experiență, după ce am trecut prin niște roluri, prin niște momente importante din viața noastră, este din nou momentul să spunem poezie pe scena Teatrului Stella Popescu și eu cred că este o inițiativă minunată. Să sperăm că va fi un început. Într-adevăr, primul poet la care ne-am oprit este Nichita Stănescu, poate unul dintre cei mai ușor de abordat din partea actoricească și respectiv de receptat din partea publicului în anul 2023, pentru că este poezie de foarte bună calitate, în același timp nu este Eminescu neapărat sau Coșbuc, care sperie un pic generația tânără. Da, e păcat, așa este, așa este. Este foarte mult adevăr în ce a spus până acum și e păcat că îi sperie. Pentru că eu cred că ei ori nu li s-a oferit cum trebuie, ori au preconcepții despre ce înseamnă poezia. Și e păcat, pentru că asta este, în primul rând, una dintre, nu știu, una din lucrurile care ne definește pe noi ca și neam, ca și popor, poezia noastră.
Și atâta timp când noi nu suntem conectați la ce este ea și la scriitorii noștri reprezentativi, e păcat, parcă uităm un pic cine suntem. De aceea spun, făcând întâi un spectacol Nichita Stănescu, poate că vom atrage atenția celor care vin la spectacolele noastre și vom continua și cu alți poeți dintr-o galerie suficient de largă. Revenind, Cristi Nacșu, la faptul că ești de 5 ani membrul trupei Teatrului Stella Popescu, care este atmosfera în culise? Sunteți o echipă? Când am venit în teatru, eram după o perioadă pe care am petrecut-o la Teatru Masca, după un an în care am făcut Naveta București-Bacău, pentru că am lucrat acolo cu Anca Sigartău, atunci când aceasta a fost manager. Și am venit cu o foame foarte mare de a juca. Și lucrurile erau în schimbare, cum sunt și în momentul de față, dar totul merge spre bine. Și consider că în momentul de față s-a creionat o echipă foarte frumoasă, sunt proiecte foarte ambițioase și de-abia aștept să văd ce e mai departe. Nu ești foarte departe de momentul în care ai finalizat studiile. În acea perioadă de formare, care crezi că sunt personalitățile care te-au influențat cel mai mult, care te-au format ca actor? Mie mi-a plăcut de fiecare dată să fur, folosind ghilimelele de rigoare, de la fiecare actor și de la fiecare mare actor. Am plecat și am făcut parte din clasa lui Tomi Cristin și a Magdei Catone, apoi am făcut 2 ani la Amalia Ciolan și Maya Morgenstern. De la fiecare am învățat câte ceva, apoi am lucrat cu mai mulți regizori și în proiecte independente, cât și în zona de dublaj, cu Anca Sigartău. Toate persoanele pe care le-am menționat, alături de mulți alții pe care în momentul de față nu i-am în minte, m-au ajutat. Țin minte că eram la Teatrul Evresc și repeta domnul Hauswater la Păpușarul. Și noi nu aveam voie, practic, să vedem repetițiile, dar ne strecuram un pic așa. Da, trăgeam cu ochiul. Și vedeam transformarea actorilor care erau în spectacolul acela, vedeam cum lucrează domnul Hauswater și ne gândeam, ok, nu înțelegem în totalitate procesul, dar trebuie să-l urmărim, trebuie să ne dăm seama ce se petrece. Și după ce vedeam transformarea lui Tache Florescu, care era păpușarul, personajul principal, ziceam, wow, am văzut spectacolul cred că de vreo 6 ori și de fiecare dată era incredibil. Și dintre regizorii cu care ai lucrat, de la care ai senzația că ai învățat foarte mult? Amalia Ciolan este mentorul meu, într-un fel. Am învățat foarte multe lucruri de la ea. Mi este și prietenă, mi este și confident, mi este și actriță preferată, tocmai pentru că ne apropie foarte mult această prietenie. De la doamna Maya Morgenstern am învățat foarte mult ce înseamnă diferența între spațiile în care te afli. Ea era incredibilă, venea înainte la repetiții și o vedeai așa cum o vede publicul larg, dar după aia se îmbrăca într-un costum de încălzire, un training simplu și era acolo cu noi și parcă era colega noastră, dar după aia imediat devenea iarăși Maya Morgenstern, minunata actriță care este după ce se schimba și ne-am dat seama de această capacitate de a face diferența între cotidian, actor pe scenă și era remarcabilă. De asemenea, am lucrat și cu doamna Anca Sigartău, am lucrat și cu domnul Vilniciuc. De la fiecare înveți câte ceva. E greu să zic cine a fost cel mai marcant pentru mine. Asta este important, să ai capacitatea de a primi de la fiecare ceea ce ți oferă sau poate că nu ți oferă, dar reușești să furi într-adevăr. Și de la Viorel Păunescu. El este tatăl meu în Hoțul de Mărgăritare și de fiecare dată când joc acest spectacol, îl joc cu o asemenea plăcere pentru că știu că îl voi revedea pe Viorel. Va veni momentul în care ne vom lua în brațe, va veni momentul în care Eliabar se întoarce acasă și energia pe care el mi-o transmite este incredibilă. Într-adevăr, teatrul are foarte multe
secrete, are foarte multe zone în care, pe care fiecare le receptează altfel. Cum este să joci așa pe diferite scene, așa cum face Teatrul Stella Popescu în această perioadă și în timpul care va urma? Este personalitatea Teatrului Stella Popescu până la urmă, dar actorii trebuie să se adapteze. Sunt momente în care te gândești, ok, avem nevoie de o scenă noastră, dar pe de altă parte, faptul că Teatrul Stella Popescu a învățat să joace peste tot este o calitate pe care a dobândit-o și îl va ajuta foarte mult. Este important să știi că oriunde joci, orice spectacol, trebuie să-l joci cât mai bine. Și nu contează, fie că este în parc, fie că este într-un spațiu neconvențional, diferit de un parc, fie că este la Notara, Metropolis sau oricare altă scenă, tu trebuie să fii concentrat la ceea ce faci. Iar Teatrul Stella Popescu reușește să facă chestia asta peste tot. Asta este minunat. Deci este până la urmă o provocare, este un lucru pozitiv, te ține în formă, în permanență. În afara teatrului și a jucatului pe scena de teatru, Cristi Neapșu are o preocupare, o ocupație interesantă în zona dublajului de film și dublajului de desen animat, înțeleg. Ce ne poți spune despre asta? Ce este fermecător în acest domeniu și ce este rutină? Păi am început să dublez când aveam 18 ani, acum multă vreme. Foarte multă lume crede că a dubla e ușor. Nu e chiar atât de simplu, pentru că tu ești pus în fața unui ecran, vezi practic materialul, proiectul inițial, ai în față textul la prima vedere și tu în același timp trebuie să și dublezi, adică să citești și să interpretezi. Și de multe ori, personajul sau actorul, pentru că dublăm și filme cu actori adevărați, face ceva, are o mișcare sau o acțiune și tu ești practic într-o poziție statică. Ei bine, atunci trebuie să găsești ceva în interiorul tău prin care să suplinești lipsa de motrică sau de acțiune. E foarte interesant. Foarte mulți actori au blamat acest dublaj, dar acum foarte mulți actori fac acest dublaj pentru că e nevoie de o grămadă de voci. Și de aceea am lucrat cu mulți actori de la care am învățat și cu mulți regizori de la care am învățat. Ți s-a întâmplat să ți se recunoască vocea în diverse contexte? De cele mai multe ori atunci când comunic cu copiii sau cu adolescenții, pentru că ei își aduc aminte de Hotel Transilvania, de Familia Cruz, de desenul animat Rio sau de Animale Fantastice și cum să le dresezi. Astea sunt câteva din rolurile principale pe care le-am, ale actorilor pe care le-am dublat. Deci este o ocupație provocatoare la rândul ei, adică absolut poți găsi un rost este tot actorie. Și în acest este un antrenament. Este un antrenament. Practic, dacă nu ești un actor bun, asta nu o zic pentru că eu dublez, dar așa este o regulă pe care am observat-o de-a lungul anilor. Actorii buni, vorbind chiar de Șerban Pavlu, Gabi Costin sau Cătălin Frăsinescu, care dublează și el, sau Ștefan Velniciuc, aceștia se vede că sunt actori foarte buni și de dublaj. Într-adevăr, în zilele noastre a devenit foarte important să fii un actor complet, să poți să faci apel la muzică, să faci apel la dans, la toate mijloacele actoricești. Cum te simți în fața acestei provocări pe care poate actorii din urmă cu 20-30 de ani nu aveau? După cum am spus, meseria asta este o meserie în care înveți în continuu, adică bineînțeles că în toate meseriile trebuie să devii din ce în ce mai bun, dar la noi e mult mai complicat, pentru că trebuie în continuu să fii acolo, prezent, conectat, plin de energie și de dorință de a continua procesul acesta de dezvoltare. Și atunci trebuie să înveți să dansezi, să cânți, să faci o grămadă de lucruri. Și cred că asta este, în primul rând, asta înseamnă să fii actor. Un actor trebuie să știe să facă o grămadă de lucruri. Trebuie să știe să jongleze, să meargă pe catalige, să cânte, să se exprime non-verbal. Corpul este instrumentul nostru. Și Teatrul Masca ți-a folosit la această experiență? Da, mi-a folosit foarte mult. Am stat acolo 4 ani și jumătate în care am lucrat cu foarte mulți oameni minunați,
Și am învățat o grămadă de lucruri, am învățat și comedia de l'arte cu Michele Modesto Casarin, am făcut împreună 3 sau 4 spectacole chiar, în condițiile în care asta nu făcusem totuși în facultate, ceea ce e păcat, și am luat-o de la zero. Iar el a avut răbdare cu mine și am trecut printr-un proces destul de dur de șlefuire, dacă putem spune așa, pentru a reuși să fac comedia de l'arte. Dar am învățat să merg pe catalige, să jonglez pe catalige, am învățat să mă lupt cu sabia alături de domnul Albu, profesorul nostru de acolo, care din păcate s-a stins. Dar a fost o perioadă în care am învățat o grămadă de lucruri. O etapă. Așa cum se întâmplă, trecem prin diferite etape. Acum, iată, ai învățat să joci în cadrul unui triunghi amorox mixt în Coq de Mike Bartlett. Vă invităm să îl vedeți pe Cristi Neacșu la Teatrul Stella Popescu, pe scenele pe care va juca. Asta nu putem să vă spunem, nu putem să vă dezvăluim, trebuie să vă uitați pe site-ul teatrului. În această piesă în care are un rol principal, dar și în alte piese ale Teatrului Stella Popescu.